Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un pack opening pe FIFA 19 cu ocazia Team of the Year-ului ăsta. Fiindcă sper să-mi dea și mie ceva bun din pack-uri, deși nu prea cred, fiindcă e șansa mai mică de 1%. Ok, după cum puteți vedea, am strâns aici niște pack-uri. Dar întâi trebuie să termin cu chestia asta, fiindcă am obținut un rang destul de bun la Division Rivals, la Weekend League, și am câștigat chestiile astea și poate îmi dă și mie ceva bun. Hai să începem cu player pick-ul ăsta. Și este... cam slab. Îl iau și eu pe... chiar nu știu pe cine să iau. Hai, îl iau pe ăsta. Nu pot să-l vând. Asta e. Acum hai să trecem la pack-uri. Un premium gold pack. Aici nu e șansa să dea nimic. Dar nu e nicio problemă. Ce este? Un delf? Un delf. Decent. Și un... player healing. Premium gold player spec. Ia să vedem aici. Nimic și aici. Dar zi. Din nou neinteresant. Totuși cred că jucătorii ăștia pot folosi la un SBC. Hai să trecem la ăștia. Deși nu cred că dă nimic din ei. Dă la ei. Da, vin de noi. Ăsta e mai bun. Brazilian, CDM. Luis Gustavo. Un pic mai bun, dar tot inutil. Și Dost. Persa. Și din nou chestiile interesante. Bun. O să dau quick-ul ăsta, fiindcă... cum făceam? Așa? Da, pixel items. Și Jumbo Premium Gold Player Spec. Credeam că-l dă și din ăsta la Condor. Hai să vedem totuși ce dă. O, din nou, de asta mai bun. Rupuai, CB. Cotin! Cotin! Bine, mă! Diego Cotin! Bine, mă! Vai! Ziceam că e Jimenez. Mamă, și uniform! Și Brahimi! Vălei, ce bun a fost pe cu ăsta! Bun, haideți să trecem la următorul pack, un rare gold pack, care din nou nu are șansă la Team of the Year. Ceea ce nu-mi place, dar totuși am avut noroc înainte. Oh, uniform! Mamă, ziceam acum că îmi dă Messi. Ce fel ar fi fost? Am avut noroc înainte și acum am cam multă încredere în mine. Ok, o să-i duc pe ăștia aici și o să-i dau cu XL-ul ăsta. Și ia să vedem. Hai, Mega Pack-ul. Hai ceva bun, hai ceva bun. Hai, domne. Dă-mi și mie ceva bun. Ce-i ăsta? Spaniol, CDM. Să zicem. Adan, Smalling. Jucătorii ăștia s-ar putea să fie bun de vândut. Și un Felipe din nou. Luați pe ăsta, cred că-l pun pe Transfer Market.
Hai și încă un megapack și asta e... Nu, o, hai să terminăm cu el, fiindcă... Da, deși nu cred. Dar hai să fie. N-a mai fost bun ăsta. Lopez, cine mai fi și el? Îi trimitem înapoi. Prime Electrum, Players Pack. Hai, doamne, ceva bun din asta, hai. Ai uniform măcar. Da. German, goalkeeper. Bun. Interesant. Și un al Lanzini. Hai, și acum să vedem ce ne dă din mega pack-ul ăsta. Da, tot nimic. Un uniform. Frase, interesant. Oare da o fi bun? Bauman, Gelson Martinis, Rashford, Aboubakar. Ok, să vedem ce mai e. N-am primit niciun duplicate. Doar o chestie din asta pe care o să vindem. Regulă și mai sunt aici niște promo pack-uri. În regulă, cam acesta a fost pack opening-ul. Sper că v-a plăcut. Dacă da, știți ce aveți de făcut și până data viitoare. Eu am fost Ulistcoa și voi ați urmărit un pack opening pe FIFA 19. Ciao!